Hai cu ele, gata. Eu cred că a fost un meci reușit. Cu suficiente goluri. Ambele echipe au așteptat acest meci. Probabil că echipa gazdă nu și-ar fi dorit să vină atât de repede. La care spune, ai volat scorul, vă așteptați ca Dinamo să revină? E adevărat că al doilea gol ne-a surprins, mai ales că a fost un gol pe repunerea de la mijloc, de la centrul terenului nostru. Dar e o echipă pregătită, sunt sportivi care știu să treacă peste o eroare de joc și cred că repriza a doua oricum a fost, chiar dacă a fost 2-1, în minutul 46 a fost dominată de Dinamo. Pasca ne-a spus viciere clară de arbitraj. Domnul Pasca ne-a concluzionat că a fost viciere de arbitraj. Nu comentez ce spune domnul Pașcani. Spune că a fost vorba de bun. Eu cred că a fost un arbitraj foarte bun, după cum s-a văzut. Eu cred că Tudor nu a greșit. Ambele lovituri de la 11 metri au fost corect acordate. Au fost țineri ale fundașilor în disputa cu atacanții. Și nu cred că a influențat într-un fel arbitrajul. Dacă sunt și alte opinii, sigur, sunt libere să fie exprimate. O victorie importantă astăzi, sperați că va mai ajunge cineva, domnule Valea? Nu, e o victorie importantă. CFR-ul era foarte aproape de noi, pe punctele pierdute în meciurile anterioare. Sigur că ar fi însemnat și pierderea locului întâi, dar nu locul întâi se disputa astăzi și victoria lui Dinamo la Cluj. Era importantă decât locul întâi. A scris istorie după 37 de ani. Aia nu putem să spunem că am scris istorie, domnișoară, pentru că CFR-ul e de 5 ani în divizia. Ați avut legătura cu domnul Borcea în această seară? Ați vorbit cu domnul Borcea în această seară? Era bucuros? Trebuia? Nu, dar era necesar. Cei de la CFR Cluj spun că a fost vorba de un penalti inventat la Dinamo și golul lor, al capitanului, s-a fost anulat. Nu, e adevărat că dacă acea minge care a lovit bara intra în poartă, probabil că la 3-1 ar fi fost extrem de greu să se recuperăm. În ceea ce privește lovitura de la 11 metri, sigur, mie îmi pare rău că domnul Pașca ne-a spus asta după ce a resimțit lovitura de la golul 3. Dacă ar fi spus-o după golul 2, era credibil. Așa nu mai e credibil. Au fost similare cele două penaltiuri? Nu, au fost ambele acordate corect. Carlatache a ținut de tricou, la fel Liviu Gane a fost ținut de fundașul advers. Veți primi pe cei de la CFR la București la meciul de la București, după ce s-a întâmplat la Cluj? Niciodată nu, CFR-ul sau altă echipă nu a fost primită rău la București. N-am avut niciodată probleme și anul trecut, când noi am avut acele probleme la Cluj, nu am interzis și nu am luat nicio măsură restrictivă în raport cu suporterii CFR-ului. Dar cum vi se pare această situație? Suporterii au trebuit să prezinte o legitimație de suporter la intrare. E o măsură corectă? Ce să vă spun? Am înțeles că lucrul ăsta s-a stabilit de către observatorul de joc. A fost o ședință, o întâlnire tehnică de organizare înainte. Dacă această măsură a fost luată, noi nu ne putem, cum să spunem, nu putem protesta împotriva ei, deși cred că în continuare pe stadioanele românești sunt excese și din partea suporterilor în anumite meciuri, dar sunt excese și din partea organizatorilor, care probabil și unele și altele ar trebui să fie mai temperate sau mai bine cenzurate. Vă gândiți deja la următorul derby, cel cu Steaua? Nu se mai este... Sigur, mai sunt încă două meciuri până la meciul cu Steaua. Probabil că acel meci se va juca pe Național Arena și sper să fie la fel ca și meciul de astăzi, un meci de calitate și un meci reușit, apreciat de spectatori și de telespectatori.
I-a dat reprezentarea, m-a dat. Derbiul toamnei, așa cum s-a spus înainte despre acest meci. Un meci bun. Un meci bun, goluri multe, sigur, și multe greșeli, pentru că altfel nu s-ar înscrie multe goluri, dar un meci bun. Pentru mine, cu atât mai bun, pentru că Dinamo a câștigat. Nu mă refer la greșeli, dacă s-au înscris goluri, mă refer la greșeli ale jucătorilor. Nu cred. Eu cred că Tudor a arbitrat bine. Nu știu... Acuzat penalti, sigur. Nu știu dacă a fost. Din punctul meu de vedere, n-a fost simulare. Dar are dreptul să creadă ce vrea dumneavoastră. Este părerea dumneavoastră. Nu știu, trebuie să fim de acord cu ea. Eu cred ce văd eu, nu ce crede domnul Pascal. Tănciulescu la golul 201 în Liga 1. Tănciulescu acum mai e o problemă. E un... marcator de profesie. Asta e profesia lui, nu? Au jucat din Dinamoviștii dur, se fără ceva accidentări. Accidentările n-au fost din cauza dinamoviștilor. Accidentările au fost probabil din alte motive care trebuie să-și le găsească ei, nu? Nu le-a făcut Dinamo întinderi sau alte accidentări care au avut ei. Dinamo să câștige campionatul în acest an? Poate să câștige campionatul, de ce nu? Este echipa de pe primul loc, a câștigat un meci important. Poate, da, mai este mult până departe. Dacă arbitrat Tudor bine, din punctul meu de vedere, foarte bine. Un arbitraj bun. Sigur, o să mă întrebați că domnul Pașca ne-a spus. Este părerea dumneavoastră. Următorul derbi cel cu Steaua. Da, derbi bucureștean. Da, va fi cel cu Steaua, să vedem ceva. Dinamo, oricum, are un moral bun, are o poziție bună în clasament. Deci pornește favorită? Favorită. Nu există favorită în derby, nu există favorită niciodată. Dar cum se prezintă Steaua acum? Păi Steaua, după ultimul meci, se prezintă bine. A jucat bine. La revedere!